Formația Constanțeană a luat un avans de 5 goluri încă din primul sfert de oră al jocului. De partea cealaltă, echipa lui Leonard Bibiric a găsit cu greu ținta, mai ales că a avut în față un portar în mare formă, Stănescu. În cele din urmă, HCM a intrat la pauză cu un avantaj liniștitor, scor 19-13. Ajutați de paradele tânărului Drăghici, suceveni au început bine repriza a doua, iar în primele 5 minute de la reluarea jocului au redus diferența la 20-16. Cândec și Mihăiese au adus apoi speranțe în rândul suporterilor suceveni după ce au marcat pentru scorurile de 29-26 și 31-28. Oaspeții au solicitat însă time-out, iar la reluarea jocului au marcat de 4 ori consecutiv și au plecat de la Suceava cu o victorie scontată, scor 35-28.